așa, livrare. Să vă zic ceva despre cățica asta. Am jucat-o la Odeon. Într-un personaj care făcea parte din o piesă care era de fapt trei. Erau trei instantanee, fapt trei întâmplări la, în trei camere diferite, la trei etaje diferite dintr-un hotel. Pentru asta numele piesei și a spectacolului a fost Hotel Room Trilogy. Și într-una din ele am jucat și eu, în regia domnului Davide. Se cheamă Livrare. A fost adaptat pentru teatru la vremea aia. E altul, dar baza e ce citesc eu acum. Am urcat scările cărând două sacoșe de cumpărături pline cu mâncare chinezească în speranța unui bacșiș de 50. Unui bacșiș de 50 de cenți. Era o duminică bună. Ploase, motiv pentru care oamenii stăteau în case. Mai aveam două livrări în coșul bicicletei. Am sunat la soneria pentru etajul al treilea și am așteptat. Simțind cum sosul de sapcă se scurgea de pe fundul uneia dintre prunci. O femeie a deschis ușa și mi-a spus: "Pune, te rog, pungile pe masa din bucătărie." Arătându-mi cu degetul pe unde s-o iau. Purta o cămașă de noapte roz pe jumătate descheiată, cu sfârcurile ieșite în evidență prin material străvezi. Părul ei era negru până pe la jumătatea capului, jumătatea de jos fiind oxigenată și sărmoasă. "Cât costă?" m-a întrebat. $5. Am spus, privind la obrajii și bărbia ei purpurii. "Așteaptă, te rog, aici, mă duc să-ți aduc banii," mi-a spus. "Mă întorc imediat." M-am uitat în jur în bucătărie. Aveam 12 ani și nu eram obișnuit să rămân singur în bucătării străine. În chiuvete erau vase, mă rog, una peste alta. Era una din ele, din lămpile fluorescente din tavan, se arsese scăldând bucătăria într-o lumină ștearsă, așa rozalie, la fel ca fața femeii și cămașa ei de noapte. Femeia s-a întors, mi-a dat o banotă de $50. Îmbrăcase o cămașă de noapte verde, similară celei de dinainte, și tot scotea intermitent limba roz printre buzele ei purpurii. "Păi n-am cum să vă dau restul la asta," i-am spus. "N-aveți mai mărunt?" Ea mi-a zâmbit. "Păi să mă duc să văd, David." Și a plecat iar. M-am așezat pe masă din bucătărie. Începeam să mă simt mai bine și am fost dezamăgit când s-a întors în aceeași cămașă de noapte verde. Mi-a întins o bancotă de $20. "Așa e mai bine?" m-a întrebat. Am scotocit în buzunar după rest, dar m-a oprit. "Nu te deranja, dragule," mi-a spus ea zâmbind și și-a așezat palma pe închietura mâinii mele. Avea unghiile vopsite în roșu închis, dar arătau de o nuanță mai deschisă în lumina cețoasă. "Păstrează-i pe toți," mi-a zis și a dus de mână până la ușa de la intrare. Mi-a luat mâna și mi-a pus-o pe sân ei. Simțeam așa o umflătură prin țesătura cămășii de noapte. "Mulțumesc foarte, foarte mult," mi-a spus ea cu glas răgușit, cam cum ar fi vorbit Lorin Bacal sau Talula Bacher. M-am gândit că seamănă cu Talula Bacher, da, acceptând părul care seamănă mai mult cu al lui Lorin Bacal. "Cu plăcere," am spus, iar ea mi-a deschis ușa, dându-mi voie să ies. Încă mai ploua, dar am rămas în un moment sub ulmul olandez, unde îmi lăsasem bicicleta și pungile cu mâncare acoperite cu o bucată mică de prelat. Am luat foaia de protecție a bicicletei și am împăturit-o peste pungile cu mâncare. Am pipăit foaia de $20 în buzunar și am zâmbit. "Dacă aș fi putut avea două livrări ca astea pe zi," mi-am zis, "măcar două."